relația cu copilul tău, și anume armonizarea relației cu copilul tău. Alt aspect de avut în vedere. Al treilea. Confuzia pe care o faci între viața ta, ce este, sau regretele, sau ce nu este viața ta, și proiecția asupra vieții copilului, și anume că îți dorești a copilul tău să reproducă sau să nu reproducă ce ai făcut tu. Adică, în cazul în care ai un succes, îți dorești ca și copilul tău să reușească ca tine. Sau îți dorești, când e ceva de care nu ești mulțumit, când a eșuat într-un fel, ca și copilul tău să nu reproducă exact întâmplările de viață prin care ai trecut tu. Deci proiectezi fricile tale asupra lui și asupra vieții lui, fără să înțelegi că de fapt sunteți destine diferite, sunteți ființe, suflete cu altă misiune, cu alt scop, venite aici pentru altceva. Și acum vorbește învățătorul din mine, cu ceea ce știu și cu adevărul pe care l-am acum. Părerea mea este că felul în care tu contribui la crearea existenței copilului aici în prezent este prin sistemul de convingeri pe care îl ai. Și anume, sistemul de convingeri pe care îl ai ți-a servit și a concretizat realitatea pe care o trăiești. Anume, eșecul pe care îl resimți, de exemplu. Asta e rezultatul convingerilor tale. Pe de altă parte, interacția dintre tine și copil, faptul că tu ești părintele lui și că ești sursa lui de adevăr, înseamnă implicit că tot sistemul tău de convingeri se impregnează asupra copilului. Pentru că trăiești în preajma lui, pentru că afirmi, pentru că vorbești în preajma lui, pentru că pur și simplu ești energetic în preajma lui, toate convingerile tale, cel puțin pentru copii mici până la 7 ani, să zicem, convingerile tale ca părinte se înscriu în structurile lor, pur și simplu, așa, chit că vrei, chit că nu vrei. Așa funcționează copiii, ca să învețe lumea asta și cei cu ea, și-au ca reper părintele, până când încep să aibă ei capacitatea să-și aleagă alte surse și să scrie altfel convingeri. Deci, încă o dată, sistemul de convingeri pe care îl ai a dus la realitatea pe care o experimentezi. Am luat exemplul unui eșec. Pe de altă parte, același sistem de convingeri, doar prin faptul că ești și ești părintele acelui copil, se scrie automat în copil. Următorul pas este că copilul va funcționa în lume potrivit sistemului de convingeri pe care îl are părintele lui. Iar acest sistem de convingeri pe care îl are părintele lui, impregnat asupra lui, va genera o realitate. Și dacă ați urmărit logica, ce creează același sistem de convingeri? Aplicat încă o dată, ca o matrice. Dacă pui în matrice, dacă pui în forma aia metalul topit o dată, și a doua oară, și a treia oară, și a patra oară, ce o să iasă? O să iasă forme diferite? Ei nu, aceeași matrice folosită în repetate rânduri generează aceeași formă, nu? De acord? Deci fiind așa cum ești, nu zic că e 100%, nu este predestinare, lumea de aici nu e predestinată, tot părerea mea. Dar este o probabilitate mare
ca astfel copilul să trăiască aceeași experiență. Pentru că pe lângă bagajul lui unic, bagajul lui sufletesc e unic și e diferit de bagajul tău. Dar bagajul genetic, convingerile de bază pe care le primim în viața de acum, în viața prezentă, sunt identice cu ale tale și atunci este o mare probabilitate ca copilul să reproducă tiparul tău, experiențele tale de viață, într-un fel. Și ce-ți dorești? Ce-și dorește orice părinte de pe lumea asta? Binele copilului său. Nu? Îți dorești ca copilului tău să-i fie bine. Și atunci, ce ne facem? Care ar fi calea? Cum ai putea? Pentru că doar stând cu gura pe el și spunându-i nu e bine să, nu trebuie să, nu te duce, nu trebuie să fii dependent de țigări, nu te duce spre băutură, nu pierde banii la pariuri, nu. Când tu faci chestiile astea, când tu ai în tine, de fapt, convingerile astea. Și acum dau exemple extreme, nu trebuie să vi le asimilați. Dau doar niște exemple duse la limita extremă, ca să fie cumva mai de impact. Hai, ce faci? Unde te duci? Așa. Deci cum putem să ieșim din toată bucla asta? Ei, soluția este să-ți schimbi convingerile. Tu, nu ceilalți, nu copil. E foarte greu să-i spui unui copil din gură ceva și să faci să aibă în el convingerea respectivă când tu nu faci, când tu nu ai convingerea respectivă. Nu? Asta e de când lumea și pământul. Spune ceea ce ești, adică vorba ta să fie aceeași cu simțirea ta. Să fii sincer, nu? Și deschis. Fii exemplu, adică nu spune, nu vorbi, fă. Și din ceea ce faci, oamenii vor vedea și vor învăța, fiind în preajma ta. Ok, deci lucrează cu sistemul tău de convingere. Dacă îți dorești ca copilul tău să nu reproducă un anumit comportament al tău, este momentul ca tu să-l schimbi. Și dacă vreți mai multe detalii, discutăm și vă spun cum vă explic cum de e suficient ca lucrând cu tine și schimbând în tine ceva să se propage în întreaga structură genetică a ta. Și înainte și înapoi. Adică și către cei care sunt și sunt în, au fost înaintea ta, către părinți, către bunici mă refer, și către copii. Mulțumesc, Doamne, pentru conștientizările zilei de astăzi. Mulțumesc anticipat pentru conștientizările.